Nadir, am trăit... Să o vezi și pe asta. Să o vezi și... Am trăit și ziua asta. Și eu. Timp te știu, uite, am trăit să te văd și să ieșim împreună la cumpărături cu fetița. Trebuia să mă ajute și pe mine cineva, că eu s-ar putea să iau de băieți. Sunt aici trup și suflet. Da, și gata, pregătiți să te ajut. Plus de asta am participat, mi-amintesc, în urmă cu un an și ceva, la botez. Bravo, exact, da. Nu, aproape un an, că în noiembrie l-am făcut, deci mai am un pic și să faci, da, un an. Da. Deci aproape un an. Mm-hmm. Așa ce că... repede a trecut. Repede. Facem acum... următorul botez, la tine. Facem moț. Moțul nepoțelul meu, deci nu la mine. Nepoțelul, copilul. Până, hai să vorbim, eu zic să vorbim, Evi, vorbim despre tati și despre tine, zic eu, nu? Da. Da? Da. Bravo! Bea și apă, dar bea singură apă deja? E normal. Cât are? Un an și o lună. Când a trecut un an și o lună? Nu uite că a trecut. Nu știu nici eu. Nu țin înainte. Uite cum stă ca și mechera. Da, văd că îi place la televizor. E normal. Pe catasu. Ei bine, da, într-o așa ipostază nu l-am mai văzut pe Nadir și îi stă chiar foarte bine. Am trăit să o văd și pe asta, Nadir împinge la cărucior, deci imaginea asta este memorabilă, doamnelor și domnilor, chiar memorabilă. Normal să împing la cărucior, ce fac? Zici că cine știe ce fac? Păi da, mă, dar când te văd așa pe tine și când se uită fetele la tine, da, care a zis că Nadir așa frumos, el e artist. Uite ce frumos, ce sexy e când împinge căruciorul. Te întrebam că noi tot timpul dăm de la una la alta. Cum a fost primul an din viața voastră? Frumos. Tu, în calitate de tătic. Foarte frumos. Frumos, emoționant. E așa, nu știu, vezi cum crește, cum... Oricum a trecut repede, mm-hmm. În general trece repede. Da, și de acum o să treacă și mai repede. Da, e frumos, e chiar e frumos. Dar hai să vezi ce mers frumos are. Ia să vedem. Hai să vedem. Haide să le arătăm aici cum alergi tu. Gata cu statul. De cât timp merge? De la 10 luni jumate, așa. Mai singurică. Da, i-au dat dințișori, ați avut perioada cu... Are deja 4 dințișori și urmează restul. De asta avem niște gălăgie nopțile astea. Lasă-o pe ea, inima, inima, să bată cum vrea ea, pentru noi, pentru mine. Lasă-o pe ea, inima, inima, să simtă ce vrea ea, poate așa e mai bine. Și se pare că inima l-a făcut să petreacă mai mult timp cu fetița lui, dar și cu mama micuței. Mai mult de atât, s-au mutat împreună. Acum, cum e? Tu ai început să stai și cu mama copilului și cu fetița? Păi da, stăm mai mult împreună. Stăm chiar, petrecem timp mult. Mult, Madalina, mult. Deci acum ați ca o familie, să zic așa. Mereu am fost ca o familie, că copilul se naște dintr-o familie. Este și o relație între tine și mama copilului sau doar sunteți... Asta-i treaba noastră, Madalina. Acum ai venit să vorbești despre copil, nu? Da. Alte emisiune facem cu relația. Să nu curcăm borcanele. Știi de ce te întreb? Că așa cum știu eu și știi și tu, dar tu ești un om foarte modest în general, tu ai foarte multe fane și fanele ar vrea să știe care este statutul amoros. Spun eu. Amoros al lui Nadir. De-aia ți-am pus pe inimă, că ai cu corazonul. Scrieți-mi pe Facebook și vă explic. Ce faci, Bliț? Unde vrei să pleci? Da, te însori? Nu m-aș însura niciodată, sincer să spun. Serios? Nu e pentru mine. De ce? Nu știu, nu cred în treaba asta, nu știu ce spun. N-am motive și argumente să-ți dau, pur și simplu nu cred în căsătorie. Mai vrei copii? Cât mai mulți. Da? Cu aceeași femeie sau poate să fiți? De aventuri cu aceeași femeie. A, deci așa? Nu știi că așa e piesa? Eu știu piesa. 100 de aventuri cu aceeași femeie. Mă, normal, așa ar trebui. Acum nu știu niciodată de unde... Ce se întâmplă în viață? Ce se da? Că voi artiști sunteți așa imprevizibile, acum într-un fel, acum într-un altfel. Nu sunt artist, nu vezi că eu sunt mai modest, mai... Da, chiar ești modest. Hai, zi-mi de exemplu dacă te strigă tata. Păi încă nu strigă nimic, nu zice decât da, da, dă-i, dă-i, hei, hei, da, nimic? Da, pa, pa, nu zice nici mama, nici tata. Serios? Cred că o să zică tata, că știi cum e mai ușor de zis tata. Are treabă. Deci nu-mi vine să cred, sincer, zic. Așa ceva, am făcut multe filmări cu copii, dar uite-te și tu cum urmărește camera, așa ceva n-am văzut în viața mea. Tu să nu-ți fie de... Doamne! Ia uite, la un oglindă. Deci, Nadir, eu cred că asta mică, ce ești tu, ce notorietate ai tu, e nimica pe lângă ce o să aibă. Da, acum, imediat, la 3 ani, scoate prima piesă. Deci chiar vrei să faci artistă? Evițu!
Evițu, hai să mergem înapoi în magazin, nu te duci. E că n-am terminat. Stai. În cazul în care nu ești foarte vocal și nu scot de la tine multe vorbe, am toate șansele să... toate secretele să-mi le zic Eve. Lasă că nu vreau. Așa Eve, așa, zi tu. Nu zice pasta, nu pasta. Pasta nu, nu? Bravo. Dar cum e, un copil cu minte sau uneori plângăcios? Nu, e cu minte de obicei, e cu minte. Haide să ne alegem de ceva, vrei? Hai! Uite ce fetiță mare, și cum e singură Suzeta, ar vrea, a nu, acum o roade, ce-i faci? Uite, vezi că avem același lucru, Eve? Uite, eu și tu avem la fel, același microfon. Gata, iubita mea. Oh. Da, mie microfonul. Ia cine-ți microfonul. Doamnelor și domnilor, și cum e? Și cum e, mă, de când ai copil? E minunat. Uite că râde, vezi? Tu ia le haine cum mergeți de obicei la cumpărături? Da, păi eu iau mereu, iau valize de haine când plec. Mai ales la Londra, un magazin frumos de unde iau eu. Așa? Nu pot să spun cum se numește, da? Că nu iau nimic de la ei. Și de acolo iau foarte multe, sunt frumoase rău. Și de pe aici, chiar am fost acum câteva zile. Deci, și ai învățat cum e cu rochile de prințese, cum e cu toate astea, nu? Zi-mi cum e momentul ăsta din viața ta, cum l-ai descrie? Superb. Ia uite, bă, ce abilitate are, mă, de face sala. E superb? Adică, te gândești la faptul că e mai greu acum, de exemplu, înainte poate voi să te duci în oraș? Da, n-avem probleme, avem soluții. Noi n-avem probleme, avem doar soluții. Mă gândeam că poate voi să te duci în oraș cu băieții și acum să te gândești, mai bine mă duc să stau cu fata mea. Păi stau și cu fata, stau și cu băieții. Avem 24 de ore într-o zi. Adică ți s-a schimbat viața într-un mod anume? S-a schimbat, dar... Cum? Zim cum era înainte și cum e acum. Nu știu, n-am niciun obstacol cu copilul. Chiar e ok, că nu... Când ies eu afară cu băieții, ea doarme. Și în același timp, dacă chiar o schimbi, dai să mănânce, faci chestiile astea? Eu îi dau să și mănânce, dar mai mult biberon nu prea am dat până acum cu... Mâncare. Da, o să-i dau. Yeah. E mâncăcioasă, n-ai probleme chiar. Da? Câteodată așa, dacă o dor dințișorii sau ceva, nu mănâncă, dar asta e normal. Îți alegi hăinuțe? E frumoasă asta? Dacă o vrei? Deci gata, am ajuns să-și aleagă hăinuțe. De obicei, eu lăsăm să facă ce vrea. Te-ai hotărât să stai în aceeași casă cu mama copilului și cu copilul pentru copil, pentru că ți-ai dat seama că trebuie să stați așa ca o familie? Trebuie să stăm pentru noi, în general, nu pentru copil sau pentru ea sau pentru mine. Deci cum e mai bine. Deci ai făcut-o pentru... pentru mine. Pentru tine, în primul rând, pentru că așa simți tu că e ok. Da, exact. Și dacă faci lucruri pentru tine, toată lumea fericită. Cum? Dacă faci lucruri pentru alții, nu e nimeni fericit. Mm-hmm. Cum e cu... De exemplu, ai făcut chestia asta din înțelepciune sau din dragoste? Acum îmi pun niște întrebări pe care nu le știu nici eu. Da. Ești nervoasă? Dă-i numai, Dărina, da. Dai. Ce vrei să luăm? Ce vrei? Stai că a văzut ceva. Ai văzut ceva? Vrei ceva? Ce ai văzut? Ia. Asta? Bravo! Zi-mi ce activități aveți voi împreună. De exemplu, ce faci tu când ești doar tu cu ea? Sunt momente în care ești doar tu cu ea sau doar cu mama? Nu prea sunt. Uite, acum asta e cam prima, așa, când suntem mult timp, da? Sunt prin casă, stau cu ea. Dar n-am plecat până acum eu așa cu ea, dar uite, o să plec, că-mi place. Nadira, acesta este primul moment în care stai doar tu cu ea? Da. Da, așa afară, că așa stau în casă. Da, afară, cred că da, nu știu, prin parc am mai fost... Dar cu toții, știi, nu știu, nu pot să-mi dau seama acum, mai pui și întrebări. Mă simt oricum onorată. Da, oricum, da. E unul dintre... Și dai seama că-ți place. Păi da. Și că nu e chiar atât de greu, mă rog. Da. Hopa! Opa, stai că am descălțat-o. Da, Evițu, stai. Gata, sunt aici, gata. Hai să mergem să ne alegem hăinuțe. Haide, da. Hai să mergem să ne alegem hăinuțe. Hai, de vină. Ia, stai tu la mod, dați-mi mie microfonul. Hai să vedem ce vrea. Hai să vedem la up to 5 years. Uite acolo, 0-18. Hai acolo. Bine, și aici mai sunt, a? Nu știu. Ia să vedem. Uite, aici e până la 5. Unde? Aici. Aici? Așa, e frumoasă? E frumoasă, dar cred că o are.